Primarul Maria Precup a dispus convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local pentru data de 27 februarie ora 15. Așadar, aleșii locali se vor reuni miercuri pentru a supune dezbaterii și aprobării 8 proiecte de hotărâre. Primul se referă la darea în administrare către autorități și instituții publice a 3 apartamente cu destinația locuință de serviciu în blocul din Bulevardul Unirii numărul 57. Un alt proiect este pentru punerea la dispoziție a Comisiei de Analiză a Solicitărilor de Locuințe Sociale a 21 de apartamente rămase nerepartizate din blocul de locuințe sociale din strada Salcâmilor numărul 1, pentru a fi repartizate către persoanele cuprinse în lista de priorități pe anul 2013. Se va lua în discuție și aprobarea unei convenții de parteneriat între municipiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Mureș. Important se anunță și proiectul privind constituirea Comisiei de Analiză a modului de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local pentru activitățile din domeniul asistenței sociale, cultură, sport și gestionarea câinilor fără stăpâni. Nu lipsește de pe ordinea de zi nici punctul diverse. Ședința va fi transmisă în direct de Dareghin TV, miercuri 27 februarie, de la ora 15:00.